Ok, suntem live. Mă bucur foarte mult să ne vedem și în această după-amiază de vineri. Vlad Baba sunt eu, voi sunteți prietenii noștri, fanii noștri, ce vă uitați la serialul 6 și noi ne bucurăm foarte mult și tocmai de aceea am creat aceste Q&A-uri în fiecare vineri pentru a cunoaște actorii din serialul 6. De această dată avem două mari surprize. Știu că ambele personaje vă plac foarte mult. Asta am văzut eu în comentarii când voi ne scrieți de fiecare dată, pentru că sunteți alături de noi și vă mulțumim foarte, foarte mult. În această după-amiază de vineri stăm de vorbă cu the one and only, the bad guy from Six, Dumitru Florescu, a.k.a. Adolf. Salut, salutare, Dumitru. Salutare tuturor prietenilor noștri, salut Vlad. Și era cât pe ce să salut și pe celălalt invitat, dar te las pe tine să-i faci introducerea așa cum trebuie. Ok, băi, da, sper să o saluți în stilul lui Dumi, nu al lui Adolf, da? Asta e foarte Da. Păi online nici n-am altă variantă, da. Ne sperii, nu știu fanii la ce să se aștepte. Și frumoasa, atrăgătoarea, superba noastră directoare, o să-i spuneți voi cum vreți, pentru că știu câte inimioare curg de fiecare dată. O cunoașteți și din alte proiecte, dar o să ne povestească ea mai multe. Este vorba de Gabriela Guzun, a.k.a. Adela, doamna director Adela. Bună, Gabi! Salutare, dragilor! Vă pup, vă îmbrățișez! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de voi! Și noi ne bucurăm foarte mult. Dau și eu acum repede că a început live-ul și vreau să dau pe canalul meu de YouTube, să-l pun și pe Facebook. Stăm de vorbă, ne cunoaștem, e vorba despre serialul de suflet al nostru 6. Am creat acest proiect, acest serial împreună. Noi suntem și prieteni, suntem și colegi, suntem și familie, da, apropo de Gabi, de mine. Dar ce este important este că facem cu mare drag aceste lucruri pentru voi. Dacă i-ați cunoscut pe copii, dacă ați cunoscut-o pe Erica, pe polițista noastră, pe Sara, da, era momentul să-i cunoașteți și pe ceilalți protagoniști de rolurile importante din serial. Și mai avem Q&A-uri și vinerea viitoare și peste două săptămâni, da, continuăm cu seria aceasta de a vă face cunoștință cu vedetele din 6. Hai să începem cu cine începem. Începem cu domnișoara, Dumi? Începem cu domnișoara, bineînțeles. Începem cu domnișoara. Gabriela, inimioarele alea de care spuneai tu, sigur la ele veneau, nu la mine, deci lăsăm. Băi, ai să râzi, dar vorbim ceva mai târziu și personajele negative sunt extrem de apreciate de copii. Gândește-te rolul Fausta, Erica, în celălalt proiect, cât de îndrăgostiți erau copiii de ea, da? Da. Eu sunt convins că ai mulți fani, domnule Adolf. Și vede? Fac și eu ca profesorul Vlad, știi? Adolf Hitler? Da. Așa. Ok, Gabriela o interpretează pe doamna director Adela, o cunoașteți cu toții, știu că o iubiți tare de tot, de aceea vreau să ne scrieți în comentarii, să intrați în număr cât mai mare alături de noi și să vă spunem vouă celor care vă uitați la noi că Gabriela este de fapt din Chișinău, e basarabeancă, da? Da, sunt din Chișinău, din Republica Moldova. Am venit în Iași la vârsta de 15 ani și sunt mulțumită de alegerea făcută. Mă bucur foarte mult că am venit aici să-mi continui studiile. Pe mine mă cunoașteți că sunt Adela, directoarea din filmul 6, o directoare serioasă și o mamă care își iubește foarte mult fiica. Există și directoare neserioase, Gabi? Nu, nu cred. Așa, nici noi nu credem, dar oricum o directoare foarte, foarte hotărâtă să-și salveze fiecare, exact. Și în același timp și o profesionistă, pentru că la școală am văzut eu în primul episod că nici măcar ăia mici n-au voie să lipsească. Exact. Eram curios dacă în Central High School te prindea pandemia, ce făceai? Făceai cursuri, îi lăsai în cursuri online sau îi lăsai la școală? Numai că la noi în film nu e pandemie. Ne adaptăm după reguli. Exact. Corect, ne adaptăm după reguli. Așa, Gabriela, spune-ne ce faci tu, pentru că pentru tine actoria este o pasiune. Pe Gabriela ați văzut-o și în celălalt serial în care noi am colaborat. Apropo de Erica, că tot am zis Fausta, tu erai sora Faustei, da?
Da, eram Serpina. Fauste, Serpina, vampir în filmul Lara. Cred că ați văzut și filmul Lara. Sper să vă fi plăcut și acel personaj negativ care l-a mușcat pe Hugo la un moment dat. Da, da, mi-amintesc că când plângeau copiii prin ultimele episoade, da, tu erai personajul acela negativ care făceai toate problemele și am avut și noi o scenă de familie. Dumii, trebuia să fi văzut că cu tot pistolul meu și de inspector ce eram eu acolo și încercam să o împuș, până la urmă când a pus vampirița mâna pe mine, am zburat 10 metri. E, de data asta, un personaj pozitiv la tine, da? Dacă... Da, de data asta. E total diferit, cum e și la Erica, de altfel, dacă ea a fost personaj negativ, directoare de orfelinat, acum uite într-un personaj, într-un inspector de poliție. Cum e pentru tine rolul Adela? Ce înseamnă pentru tine? Mie îmi place foarte mult rolul Adela, cred că mă reprezintă, fiindcă mi-a fost un pic greu să joc rolul Serpinei. Da, și cred că mi se potrivește mai mult Adela, după caracterul meu, așa cred eu. Și îmi place foarte mult. Domnul Dumi, pentru da, că da, o să vorbești ceva mai târziu cu tine și o să ne spui mai multe despre ceea ce faci. Tu ești un actor profesionist, absolvent de actorie, de arta actorului, actor la Ateneul Național din Iași, unul din importantele instituții culturale a Iașului și un teatru deja... mai tânăr, dar renumit în România, își face loc printre coloși, așa, Ateneul. Apropo de asta, știu că ai avut cuvinte de laudă la adresa Gabrielei în primele episoade, știind că ea nu este din domeniul ăsta profesionist. Adică, cu pasiune poți să interpretezi roluri. E adevărat că ai nevoie de un acting coach în spate, de puțin ajutor, dar, cum să spun eu, atunci când ești pasionat de ceva, poți să faci, nu? Bineînțeles, actoria poate mai mult decât oricare alt domeniu are nevoie de pasiune. Fără pasiune e absolut imposibil să fii actor. E condiția de bază, de altfel. După care, bineînțeles, cum ai spus tu, vin toate celelalte straturi, care înseamnă, eu știu, școala, antrenamentul, pregătirea, dar pasiunea e condiția numărul unu și se vede asta la toți cei care sunt implicați în proiectul 6, că sunt mânați în primul și în primul rând de pasiune. Asta ne unește pe toți. Super. Gabi, ca să mai finalizăm din întrebările ce ți le-am pregătit eu, cum a fost să fii mămica Celinei Enea, adică a Perlei, da? Voi aveți o relație foarte faină, bine, tu te înțelegi foarte bine cu toți copiii din serialul 6, dar cum a fost această experiență? Să joci cu ea acolo, să te gândești, trebuie să-mi salvez fica, să merg în căutarea ei? A fost o experiență frumoasă. Mă bucur foarte mult că Celina în film este fica mea. Este o fată foarte bună, foarte, foarte talentată și chiar mă bucur foarte mult de rolul care l-am avut amândouă. Și sper că ne-am descurcat, sper să le placă fanilor cum am jucat noi împreună și ce echipă am format. Hai să vedem așa, să începem să salutăm fanii Cătălin, Ioana, Maria, Raul, Simplu, există și un Raul complicat probabil, Larisa, Lari, Ioana, Steluța, Cristina, Maria. Cristina, Maria, te întreabă Gabriela, câți ani ai? Am 27 de ani. Cifra mea norocoasă, pentru că eu sunt născut pe 27 decembrie, așa. Gabriela e tot capricorn ca mine, e născută pe 10 ianuarie, să vă spun. Vă dau așa din casă. Și domnul Dumi, ce zodiești? Eu sunt scorpion. Scorpion născut când? Născut tot pe 27, ca și tine, doar că octombrie. Octombrie. Super tare. Da. Să vorbim cu Mr. Adolf. Știu că erați foarte curioși să-l cunoașteți, dar Adolf este un actor profesionist și foarte, foarte talentat. Eu și Erica și Ciprian, să spunem, da, cei care am conceput așa și am creat proiectul 6, am fost foarte mândri că a acceptat invitația noastră în proiect și pe Dumi îl mai puteți vedea în spectacole la Ateneul Național din Iași, chiar pe 24 ianuarie, dacă bate la ușă Ziua Unirii, o să-l vedeți cum îl interpretează pe Alexandru Ioan Cuza. Deci cei care sunteți în Iași puteți să veniți la Ateneu pe 24 ianuarie într-un spectacol. Să mă vadă nu doar pe mine, să te vadă inclusiv pe tine, Vlad, pentru că e unul dintre spectacolele la care împărțim scena.
Da, corect. Joc rolul lui Nicolae Vogoride, un personaj emblematic în istoria noastră, mai ales în acea perioadă a Unirii. Și o să vedeți ce se întâmplă, că am niște scene destul de interesante, chiar cu Erica Moldovan. Deci dacă sunteți din Iași, veniți la teatru pe 24 ianuarie. Dumi Florescu, Erica Moldovan, Vlad Baba, vă așteptăm. Dumi, știu, deci tu în primul rând ești actor de teatru, da? Și vreau să te întreb, dacă e mare diferența între teatru și film, din punctul tău de vedere, jucând mult mai mult în teatru decât în cinematografie până acum. Diferența... Mă auzi în continuare? Da, te aud, te aud. Perfect. Diferența este una destul de mare, pentru că spectatorul la film, ca să zic așa, perspectiva pe care o are spectatorul, e la o distanță mult mai mică decât la teatru, ca atunci când joci într-un film. Pentru că ai camera la un metru de tine uneori, la doi metri de tine. Se deosebire de o sală de teatru unde, știu eu, un spectator poate fi și la 20 de metri și atunci tu trebuie să-ți canalizezi cumva energia și să încerci să comunici pentru distanțe mai mari, ca să zic așa. Ori la film trebuie totul să fie cu cât ești mai expozitiv, cu cât încerci să dai mai mult, cu atât încurci mai mult camera aia, o dai peste cap. Știi? Și atunci, da, e o diferență mare. Trebuie să fii mai finuț așa la film, ca să dea cum trebuie pe sticlă. Exact, gestul trebuie să fie mai mic, trebuie să fie mai grimasele, domolit, tot, da. Așa, mai liniștit, ai zis bine. Spune-mi, te rog, cum ți se pare ție rolul pe care îl interpretezi în proiectul nostru? Da, e un rol care mie îmi place foarte, foarte mult. De cum mi-ai zis prima dată că ce ar fi de jucat, am acceptat cu entuziasm, pentru că am crescut cu toții cu personaje de-astea, cu filme de acțiune, cu blockbustere, în care sunt tot felul de tip din ăștia duri care fac și desfac ei și care învârt lumea. Și când mi-ai zis că o să am ocazia să joc un personaj dintre ăsta dur așa, care nu-și găsește nașul, bine, și-l găsește până într-un final, dar greu, am fost foarte bucuros să am și o parte de așa ceva. Că n-am mai jucat niciodată ceva de genul ăsta. Corect. O să vă spun în felul următor. În primul rând, pentru că mulți ne întrebați acolo, ultimul episod, vai, mâine e ultimul episod, nu, am să vă spun așa. În primul rând, episodul nu va fi mâine, ci va fi duminică, da? Mare atenție. Ne mutăm cu difuzarea duminică, cum a fost și episodul 6, da? Duminică ora 12. Deci nu mâine, poi mâine o să vedeți episodul 7 din serialul 6. Și dacă vreți să vă mai spun ceva, poi mâine, adică pe 17 ianuarie, când difuzăm episodul 7, episodul 7 nu este ultimul episod. Yay, da? Deci nu e ultimul episod. Nu fiți triști, surprizele continuă. Dar în schimb, episodul de mâine este excepțional, credeți-mă. E pe departe cel mai... fain din punctul meu de vedere, preferatul meu, pentru că e foarte multă acțiune. Și apropo de Adela și Adolf, o să-i vedeți niște ipostaze foarte tari. Nu pot să vă spun foarte multe decât că Dumi, sau mai bine spus Adolf, va avea parte de o mare încăierare mâine. Și cu această ocazie vreau să te întreb, Dumi, cum a fost să lucrezi fie cu, nu știu, până acum ai avut scene importante cu Dan Negru, ai avut scene cu Cătălin Moroșanu. Cum este să lucrezi cu ei? Ei fiind oameni din showbiz și foarte buni și profesioniști în domeniile lor, dar nu actori profesioniști. Dar v-ați descurcat foarte bine, adică din punctul meu de vedere. Da, cum ai spus tu, nu sunt actori profesioniști, nici Dan Negru, nici Cătălin Moroșanu, e adevărat, dar ambii s-au implicat cu pasiune și în proiectul ăsta și erau dispuși tot timpul să învețe, să vadă cum trebuie făcut, cum funcționează mecanismul ăsta, știi? Și asta a contat foarte mult pentru relația din platou de filmare pentru noi, faptul că ei erau... la fel ca noi toți acolo, eram toți cot la cot, hai să facem împreună un serial super fain. Și a ieșit super fain tocmai pentru că ei și-au dat silința în direcția asta. Și a fost o experiență faină. Cătălin, pe care îl știe o lume întreagă pentru... Și acum este la Survivor. Apropo, asta vreau să vă spunem. Cătălin Moroșanu, colegul nostru din 6, se descurcă super tare și ținem pumne acolo la Survivor. Nu Gabi, nu Dumi?
Da, păi, îl susținem. Îl susținem, dar știm oricum că e cel mai bun de acolo, că e colegul nostru. Exact. Corect. Deci s-a descurcat bine Cătălin Moroșan. Foarte bine, foarte. Cătălin, da, mai ales pentru cineva care nu e destul de departe din domeniu. Eu, dacă eu ajungeam în ringul de box, nu cred că m-aș fi descurcat pe cât de bine s-a descurcat el în fața camerelor. Băi, n-aș spune așa, chiar așa, pentru că eu am văzut episodul în avantpremieră, cel pe care voi o să-l vedeți duminică, da, episodul 7, și credeți-mă că Dumi știe bătaie. Adon da. Știe bătaie. Deci, da. O să fie o foarte să tare. Da, o urmează vedem, o scenă da. Foarte faină cu Adolf și Cătălin Moroșanu. Deci o scenă pe care am filmat-o cu frică. Vă spun sincer, tuturor am filmat-o cu frică, pentru că nu se știa niciun moment, dar nu vă spun mai mult ce se putea întâmpla. Și o să vedeți, o să înțelegeți perfect după episodul de mâine. De duminică. Deci duminică 17 ianuarie, episodul 7, da? Rețineți, dragilor. Așa. Gabriela, tu ai jucat cu foarte multe, ai avut foarte multe scene cu Vlad Baba, nu știu cine fi, da. Așa, și cu gașca fetelor, da, cele patru doamne de la Răsărit, adică cu Ioana Jora, cu Ecaterina, Diana Drăgușin și Ecaterina Maleș, da. Ecaterina Maleș, Diana Drăgușin și Gabriela Guzun. Și ai avut și o scenă foarte interesantă cu Lino Golden. De fapt, exact. Voi ați văzut doar începutul acelei scene, pentru că această scenă continuă în episodul 7, ce o să-l vedeți voi duminică. Cum a fost? Da, a fost foarte fain, amuzant. Și Lino Golden s-a descurcat foarte bine, chiar am fost uimiți, deci a fost foarte bine. O să vedeți în episodul care urmează, în 7 și 9-8. Și da, și fetele au fost pregătite, s-au descurcat foarte bine. O să vedeți, formăm un personaj colectiv în ultimele două episoade, un personaj un pic comic, sper să vă placă. Și aștept comentariile voastre. Nu știu, aveți întrebări? Sunt întrebări, Vlad? Păi hai să vedem. Momentan sunt din astea. Mai avem episoade. Când faceți sezonul 2. Episodul 7 duminică. Dar hai să facem așa. Dacă aveți întrebări pentru Adolf sau pentru Adela, acum e momentul. Scrieți acolo în comentarii ce vreți să întrebați pe invitații mei din această după-amiază. Da? Foarte, foarte important. Degeaba ai tu o întrebare pentru Cătălin Moroșanu, pentru că eu te pot ajuta cu Survivor și cu din astea, pentru că Cătălin e undeva departe acum, da? Așa. Asta cu Vlad și Gabriela, dacă se vor mai săruta, nu pot să vă spun. Trebuie să vedeți episoadele, să vă dați seama. Poate nici nu ne mai întâlnim, poate ne întâlnim. Da. Cine știe. Așa. Adolf, câți ani ai? Dumi. 29. 29 de ani. Tu, de fapt, ești din Suceava, da? Sunt din Liteni, județul Suceava sunt eu, da. Dar din 2010 sunt ieșan. Și cântăreț, aș putea să spun, o altă pasiune. Uite, vezi, astea sunt chestii interesante. Gabi, ea lucrează în absolventă de IT, de calculatoare, și lucrează acum în programare, exact. Dar și pe proiecte europene, da? Asta face Gabriela, exact. Dar e pasionată de actorie. Dumi Florescu, da. Al nostru, care e actor profesionist, absolvent de actorie, e pasionat de muzică, nu? Este, da. Cânt într-o trupă de 8 ani deja, 8-9 ani s-au făcut. Oh, Doamne, când spun astea 8-9 ani, mă ia așa cu fiori pe și răspinării. Să știi că îngrozitor cum trec ani. Așa e, mi-amintesc că, cred că acum 8 ani, ai venit cu trupa la mine la emisiune. Aveam eu emisiunile alea la Palace și vorbim de vreo 7-8 ani în urmă, pentru că voi de-abia vă formaseți. Aveați un an de când... Nu, cred că erau vreo 3, da bine, acum ne aruncăm în detalii din astea, acum vreo 6 ani cred că am fost la tine, din ce mi-am amintit. Ok, 5-6 ani. Și oricum, știu că erai super încântat de povestea cu muzica, adică ai zis că, băi, da, pot să fac și asta. Da, pentru că e o pasiune, îți dai seama, și în general ca actor trebuie să bifezi cumva și niște valențe dintre astea muzicale. Eu am avut noroc să fiu înzestrat de la Dumnezeu cu ceva date. Și uite că cu puțină muncă am reușit să exploatez și domeniul ăsta. Solist vocal. Solist vocal, da.
Băi, dar, poate uite, mi-a luat și o chitară aici, dar nu știu cum să o folosesc încă. Nu știu, e doar de decor, ok. Da, okay. Poate să ne cânți ceva în unul din episoadele din 6, uite, poate să fie o treabă. Ar fi fain. Aici, Vlad, Adela are copil în realitate, n-are copil, e necăsătorită și am eu grijă să aibă copii doar cu cine trebuie. Așa. Așa. După care, Adolf și Mașa vor avea o relație? Păi uitați-vă în următoarele episoade și o să vedeți ce se întâmplă. Acum, momentan știu că Adolf și Mașa sunt colegi, da? Sunt colegi din gașca celor bad guys, mafioților noștri, a răpitorilor noștri. Așa. Ce să vă mai spun, dragii mei? Vreau să vă mai spun un lucru. Și vinerea viitoare și peste două săptămâni, tot într-o zi de vineri, facem Q&A-uri. E important să cunoașteți și celelalte vedete din serial. Dacă vreți să stați de vorbă cu cineva, scrieți-mi în comentarii. De-abia aștept să vi aduc să-i cunoașteți. Și acum aș vrea să întreb pe actorii invitați de astăzi, pe Dumi și pe Gabi, care sunt scenele lor preferate de până acum. Bine, poate să intre și episodul 7, dar fără să dați prea multe detalii. Mă gândesc un pic la tine, Dumi, știi, că a fost super tare scena pe care voi o să vedeți duminică. Și nu știu dacă e preferata ta sau nu. Hai, las pe Gabi să încep. Ok, Gabi, până acum, scena ta preferată. Okay. Nu trebuie să fie neapărat cu mine, nu? Ba da, cu tine și după aia poți să-mi spui de, uite, hai să facem așa, scena ta preferată în care ai jucat și după aia actorul tău preferat din serial în afară de tine. Să știi că nu-i cu supărare, nu mă supăr pe tine dacă nu spui Vlad, promit. Păi scena mea preferată este scena mea cu Perla din episodul 1, da. Ok. Scena mea preferată cu mine, scena mea preferată din toate episoadele, cred că este scena în care copiii au evadat din hală. Îmi place foarte mult cum s-au descurcat ei acolo, au format o echipă, s-au ajutat unii pe alții, deci foarte tare, mi-a plăcut foarte mult. Personajul preferat, nu știu ce să zic, pot să fie un personaj colectiv, uite, mie îmi plac toți cei 6 copii și ase, 7, adică și asemenea. Și Cezara Cristescu, da? Cei 6, repede să-i enumărăm, Ianis, David, foarte minunați, Celina, toți. Denisa, Ianis, David, Celina, Denisa, mai ajutați-mă, vă rog, Roni. Alessia și Roni, Alessia, și Roni și Cezara. Cezara, deci cei 7, ok. Ei sunt, da, ei sunt personajele mele preferate, din 6. Dumi. Da, scena mea preferată, acum... Nu știu, într-adevăr, e posibil ca, încă eu n-am văzut avanpremiera, cum ai văzut-o tu, e posibil ca să-mi fie răsturnat puțin topul după difuzarea de duminică și să intre scenele pe care le-am în episodul 7, să intre în topul scenelor mele preferate, dar mie îmi plac toate scenele foarte mult și tot ce s-a întâmplat în ce am filmat eu cu colegii de platou pentru 6. Nu știu, acum nu știu să aleg, sincer, nu știu să aleg o scenă care să-mi placă mie mai mult și mai mult, dar am o scenă care îmi place, care nu-i cu mine. Mie îmi place foarte mult scena aia cu Codrin, cu Dan Norton și cu Florin Pascariu, Goia. A, da, cu Goia, da, da. În secția de poliție, când dă Codrin cu nasul de Florin. Dar tu ce mănânci? Și Florin așa super simplu, tot. Da. O să-l vedeți pe Florin Pascariu și în episodul 7, da? Joacă foarte tare în episodul 7, o să-l vedeți. Revine Goia în forță în episodul acesta. Florin, revine Florin, Cezara Cristescu. Unul... Știu că v-a fost Florin... dor de ea pentru că ați văzut în episodul 6, așa? Florin e unul dintre actorii mei preferați, să știi, în filmul ăsta. Pentru că Florin, adică sunt actori care nu sunt profesioniști în filmul ăsta, dar care sunt la primul proiect sau știu al doilea, dar Florin, care nu este actor, este la al 7-lea, al 8-lea proiect. Al 10-lea proiect. Și asta în condițiile în care el tot ce face, face doar din pasiune. Florin Absolut. Joacă în spectacole de teatru cu noi la Ateneu. Absolut. De câte ori are ocazia să filmeze, el filmează fără niciun fel de problemă, este super entuziasmat și face cu bucurie toate treburile astea. Și mie, eu pentru chestia asta l-apreciez foarte mult pe Florin. Da, Florin Pascariu, a.k.a. Goia, vorbim de Goia. Cum? Cred că trebuia să-l invităm și pe Florin în live cu noi.
Ar fi fost tare. Las că vorbim despre el. O să stăm de vorbă cu el poate o dată. Perfect. Dacă mai aveți întrebări, scrieți-ne pe Zoom că nu mai stăm mult, da? În mare asta a fost, am vrut să-i cunoașteți pe cei doi. Duminică, da? Scrieți bine acolo, duminică, 17 ianuarie, ora 12, difuzăm episodul 7. Și mergem mai departe cu povestea. O să vedeți voi ce se întâmplă aici. Cum vi s-a părut în primul episod în care a jucat Lino Golden? Să-mi scrieți în comentarii, da? L-ați văzut în episodul 6 pe Lino Golden, o nouă apariție, un guest star și un prieten de-al nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vreau să ne scrieți în comentarii. Dacă vreți sezonul 2, scrieți-ne în comentarii acolo să ne dăm seama cât de mult vi-l doriți. Așa, ce să vă mai spun? Hai să ne mai spună, de fapt, actorii noștri, cum îi găsim pe rețelele de socializare și unde, pe Dumi, pentru că e actor și de teatru, unde îl putem vedea în viitorul apropiat. Gabriela, dacă vor să te caute fanii pe rețelele de socializare, unde te găsesc? Ce scriu ei acolo? Doar o secundă, Gabi, ca să le mai răspund la vreo 2-3 care au intrat ceva mai târziu. Da, ea e Serpina din Lara, da? Gabriela a jucat și rolul Serpina. Da, pe Instagram mă găsiți Guzun Gabriela și pe Facebook Gabriela Guzun, invers. Are câteva pagini fake. Da, asta e. Da, mai sunt, dar nu sunt eu. Am o singură pagină de Instagram, da, să știți. Guzun Gabriela și atât. Altele nu sunt ale mele. Nu ți le asumi. Perfect. Nu. Dumi, cum te găsim? Dacă vrem să te lăcuim, să te share-uim. Pe Facebook sunt Dumitru Florescu, iar pe Instagram sunt dumitru.florescu. Deci tot acolo. Nu e mare lucru de ținut minte. Nu știu, cu pagini fake din astea pe Instagram încă nu sunt suficient de iubit, probabil de copii, cât să-mi facă pagini fake, dar nici n-am făcut research în sensul ăsta. Deci dumitru.florescu ar trebui să fiu unul singur eu. Super. Și dacă vrem să te urmărim la teatru, dacă suntem din Iași? La teatru trebuie să intrați pe pagina de Facebook a Ateneului Național din Iași sau pe pagina mea de Facebook, pentru că în fiecare lună dau share cu programul lunii în curs. Avem spectacole acum, weekend, sâmbătă, duminică, dimineața spectacole pentru copii, Făt frumos, Cenușăreasa și seara Dineu cu proști și pijamale la Ateneu. O să fie nebunie weekendul ăsta, abia așteptăm. Ne e super dor să ne reîntâlnim cu publicul după perioada asta grea de pandemie. De-abia s-a dat drumul, da, care... să puteți ține spectacole cu spectatori, vreo 30% din sală, da, dar tot e bine. Da. E foarte, foarte bine, pentru că ne-a lipsit foarte mult contactul cu oamenii pentru care ne desfășurăm noi activitatea, pe cei fără de care teatru n-ar exista. Corect. Giulia Ana Maria Zanfir, nu pot să spun numele tău, pentru că și-ar dori cu toții să spun numele lor, dar să nu te speri pe mine, da? Vezi că tocmai l-am spus, te-ai prins, da? Așa, ok. Câți ani are Gabriela? A spus 27. Hai cu sezonul 2, vă rog, o să vedem. Depinde și de voi, nu doar de noi. Așa, dacă vi-l doriți tare, tare. Ce să vă mai spun eu, dragilor? Vreau să vă întreb și să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut în decembrie, când am lansat pe 22 decembrie videoclipul cu piesa din generic, da? Piesa 6, Dacă suntem uniți. Dacă v-a plăcut, să o share-uiți, să o arătați prietenilor voștri, da? Să ne scrieți aici în comentarii. Share-uiți și canalul nostru de YouTube 6, canalul For Fun, cum îi spunem noi, share-uiți și canalul de YouTube Roton, acolo unde difuzăm episodul duminică. Mă bucur foarte mult că am stat de vorbă în această după-amiază de vineri cu Dumitru Florescu, cu Gabriela Guzun. Ce să zic, vă iubim tare de tot și acum în încheiere am să-i rog pe colegii mei să vă adreseze vouă, fanilor, câte un mesaj. Gabi. Păi să mă gânde. Un mesaj, ok. Deci, vă pup, dragilor. Vă iubesc și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră și urmăriți serialul 6. Perfect. Dumi? Și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult. Știi cum e, Dumi? Scuză-mă o secundă. Adolf, mai ai ceva de spus în apărarea ta? mai am ceva de spus în apărarea serialului nostru, la care ținem atât de mult. Vreau să le mulțumesc tuturor că ne urmăresc și că ne susțin și să le spunem că dacă vor
să vadă și sezonul 2, trebuie să se uite la toate episoadele și să se convingă că toți prietenii lor se uită la 6 și în momentul în care toată lumea va ști de 6 și toată lumea va fi super entuziasmată, cu siguranță vor veni și sezoanele 2, 3, 4, 5, dar pentru asta avem mare, mare nevoie de share-urile voastre, avem nevoie să vă abonați la canalul Roton, la canalul 6 și să vă asigurați că toată lumea știe de noi și de serialul nostru. Super tare, super tare. Da, o să încercăm să vorbim și cu Ion Paladi, interpretul de muzică populară, care este atât de drăguț, da, și joacă atât de fain rolul Samuel, cu așa, cu un stil exact de doctor din ăla bun, care salvează vieți, apropo. Da, și Ionel e nebunit, e pasionat, super tare de actorie, chiar ne-a făcut foarte multă publicitate acum în Republica Moldova și mulțumim foarte mult lui Ionel. Sper să îl prindem liber vinerea viitoare sau peste 2 săptămâni, să intre și el într-un Q&A cu voi. Dragii mei, duminică e ziua cea mare, 17 ianuarie, ora 12, episodul 7 din serialul 6 pe canalul de YouTube Roton. Eu sunt Vlad Baba, vă mulțumesc frumos că ați fost în această zi de vineri alături de noi, vă iubim tare de tot și vă dorim un weekend minunat. La revedere 6 Crew, pe curând! La revedere! Vă pupăm pe toți, vă pup, pa, pa, pa!